Mii de oameni s-au adunat la mănăstirea Bic pentru a celebra una dintre cele mai importante sărbători ortodoxe, adormirea Maicii Domnului. După ce s-au pregătit timp de 2 săptămâni prin post și rugăciune, credincioșii au celebrat luni cea mai importantă sărbătoare dedicată Fecioarei Maria, adormirea Maicii Domnului, care reprezintă trecerea ei la viața cea veșnică. Cu acest prilej, credincioșii sălăjenii s-au îndreptat zilele acestea spre lăcașurile de cult pentru a se ruga Fecioarei Maria. Cu această ocazie, credința i-a adunat pe sălăjeni la mănăstirea Bic, una dintre cele mai renumite mănăstiri din Sălaj. În noaptea de duminică spre luni, în jur de 5.000 de persoane s-au rugat împreună și au cântat împreună pricesne dedicate Sfintei Maria. Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și este unul dintre praznicele împărătești ale Bisericii Ortodoxe. Această sărbătoare comemorează moartea, învierea și slăvirea Maicii Mântuitorului.